După semnarea contractului cu societatea Adrem Invest, cea care intenționează să construiască o nouă centrală termică pentru Suceava, Consiliul Local va supune la vot un proiect de hotărâre care vizează interzicerea debranșărilor populației de la sistemul centralizat de termoficare. Această măsură radicală ar trebui să fie ca o garanție, atât pentru investitor că va avea clienți, cât și pentru populație că va avea de plătit un preț bun pentru apa caldă și căldură. În măsura în care se va semna acest contract, vom da o hotărâre de Consiliul Local, mai ales că firma Adrem Invest se angajează să vândă gigacalorie la gardul centralii cu 116 lei pe gigacalorie, să interzicem debranșarea sucevenilor de la sistemul centralizat. Mi se pare și corect, în măsura în care dăm această perspectivă, să asigurăm o gigacalorie la un preț suportabil pentru populație. Prețul prins în contract este garantat pentru o perioadă de 5 ani, nu conține TVA și lui i se adaugă prețul de transport și distribuție aplicat de primărie. Statisticile arată că numărul debranșărilor în ultimii ani au fost în ușoară scădere, lucru datorat și menținerii pe aceeași linie a prețurilor prin alocarea de subvenții din partea primăriei. Primarul Ion Lungu mizează pe încrederea sucevenilor în noua strategie pentru termoficarea în sistem centralizat și din cauza fluctuației prețurilor la gaze. Sunt și la centrale termice, pe gaz metan, două dezavantaje. În primul rând, ele vor trebui autorizate din nou în măsura în care expiră perioada după care au fost montate, va trebui plătit o taxă de mediu și, nu în ultimul rând, ați văzut și dumneavoastră, prețul gazului metan care nu stă pe loc. A fost.